Bună ziua tuturor! Aș vrea să fac astăzi un video în care să explic o chestie care m-a pus și pe mine pe gânduri și era cât pe ce să fac o cheltuială în plus, și anume o problemă la diagnoza cu opcomul. Mai bine vă arăt decât să vă povestesc. Bineînțeles că și ca oricine am și un Opcom China Clone cu interfață Opcom. Am un Opel Corsa 2001 Corsa C. O să verificăm acum parametrii motorului și anume parametrii debitmetrului. Să accesăm motorul Z12XE, blocurile de măsurare și ne ducem direct la Mass Airflow Sensor. Inițial crezusem că am debitmetrul distrus. Dar se pare că după o documentare mai bună pe internet am observat că Opcom-ul are o problemă cu măsurarea debitului de aer în kilograme pe oră, era să zic kilograme forță, și voltajul debitmetrului. Se pare că pentru Opel Corsa C2001 cel puțin, pentru că asta am măsurat-o eu, măsoară greșit. În mod normal ar trebui să fie, conform TIS 2000, ar trebui să fie debitul de aer pe oră, în kilograme pe oră, ar trebui să fie mai mic de 11 și voltajul ar trebui să fie mai mic de 1,6V, ceea ce și este. Dar intrasem la bănuiel și eram chiar înspăimântat de prețul care l-am auzit pentru un debit metru nou. Nu știam ce se întâmplă cu 0,00. Se pare că Opcom-ul nu-și face treaba cum trebuie, dar am găsit o găselniță. Bravo! Am găsit o soluție, și anume, dacă aveți Opel Corsa C 2001 motor Z12XE și vă spun de caracteristicile astea pentru că astea sunt testate de mine de facto. Alegeți Agila. Tot din 2001, motor tot Z12XE și veți observa că e diferență. Mergem la blocurile de măsură, blocurile măsurătorilor. Next block, Mass Airflow Sensor, iată, 1.24, 1.25, fluctuează voltajul, într-adevăr e sub 1.6V, cât ar trebui să fie, și avem aici un volum de 6 kg pe oră, deci mai mic de 11 kg, ceea ce e foarte bine. Nu vă puteți imagina ce piatră mi-am luat de pe suflet când am făcut chestia asta și am văzut că nu am debit metru dus și că cele 600 de lei rămân totuși în buzunarul meu. În mod normal, testarea se face cu motorul pornit, ralenti, și pedala de accelerație neapăsată. La o apăsare ușoară va crește volumul de aer, va crește în funcție de cât de mult apăsăm pedala. Ia să vedem. Da? Deci crește constant până aproximativ 40 și ceva, 50 de kg pe oră. Observați rotațiile, sunt la 2000 de rotații pe minut, 14, 16. E seara și nu o să mai fac atâtea zgomote de motor că îmi sar vecinii în gât. Deci se pare că e o problemă cu
cu 8 comul în ceea ce privește diagnoza pentru Opel Corsa C 2001 Z12 XE. Spun, subliniez faptul ăsta pentru că doar pentru Opel Corsa C Z12 XE 2001 am făcut testarea și asta știu sigur. Deci cei care sunteți în situația mea, nu vă grăbiți să vă cumpărați un debitmetru nou. Ori mergeți în service și faceți o măsurătoare corectă, ori la voltaj, la mufa debitmetrului, dar acolo nu vă recomand pentru că va trebui să bage sondele de la voltmetru, doamne, am un lapsus acum, de la aparatul de măsură. Va trebui să le bage prin garniturile de etanșare și acolo e o problemă, pentru că normal alea nu ar trebui să fie rupte, garniturile de etanșare de la terminali. Ciao.